Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile Python pentru construirea de algoritmi ce combină structurile secvențiale și alternative și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu exact 4 cifre și modifică numărul n prin interschimbarea primei cifre cu ultima cifra sa dacă n începe cu o cifră par sau pe cele două cifre din mijloc dacă numărul începe cu o cifră impar. De exemplu, dacă n egal cu 2345, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 5342, iar dacă n egal cu 1345, atunci, în urma execuției programului, valoarea afișată pe ecran va fi 1435. În construcția algoritmului de rezolvare, după citirea de la tastatură a valorii corespunzătoare variabilei n, se vor utiliza variabilele a, b, c și d, în care se vor memora cifrele numărului citit de la tastatură. Astfel, în variabila d se reține cifra unităților, în variabila c cifra zecilor, în variabila b cifra sutelor, iar în variabila a cifra miilor numărului n. La pasul următor al algoritmului se verifică dacă cifra reținută în variabila a este una pară, caz în care se formează noul număr natural cu cifra unităților reținută în variabila a și cifra miilor reținută în variabila d. Dacă cifra reținută în variabila ar fi fost una impară, atunci se inversau la formarea noului număr valorile corespunzătoare cifrelor zecilor și a sutelor. În codul Python propus se utilizează variabilele a, b, c și d și variabila n. Pentru variabila n se solicită utilizatorului, printr-un mesaj corespunzător, introducerea de la tastatura unei valori naturale. Se memorează pe rând în variabilele d, c, b și a cifrele numărului n, pornind de la ultima sa cifră. n%10 identifică ultima cifră a valorii variabilei n, iar instrucțiunea n egal cu n/10 elimină din n ultima sa cifră. Cu ajutorul instrucțiunii alternative if se verifică dacă variabila a conține o valoare pară, caz în care se formează în variabila n noul număr ce va avea valorile a și d interschimbate sau numărul cu valorile variabilelor c și b interschimbate. În final, se afișează noua valoare a variabilei n. La execuția programului, dacă în variabila n se citește valoarea 2345, atunci pe ecran se afișează 5342. La o nouă execuție, dacă valoarea citită este 1345, valoarea afișată va fi 1435. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care calculează și afișează suma cifrelor pare și produsul celor impare corespunzătoare unui număr natural n cu exact 4 cifre. Valoarea citită de la tastatură va cuprinde și cifre pare și cifre impare. De exemplu, dacă n egal cu 5234, atunci, în urma execuției programului, pe ecran, se afișează valorile 6 și 15, precedate de câte un mesaj informativ. Pentru rezolvarea problemei, vom utiliza variabila s, inițializată cu valoarea 0, și variabila p, inițializată cu valoarea 1.
vom identifica cifrele pare corespunzătoare numărului n, pe care le vom adăuga la valoarea variabilei s și pe cele impare, pe care le vom distribui către produsul cifrelor impare calculat în variabila p. În algoritmul prezentat vom utiliza variabilele întregi a, b, c, n, s și p. Variabila s, în care se calculează suma cifrelor pare, este inițializată cu 0, iar variabila p, în care se calculează produsul cifrelor impare, este inițializată cu valoarea 1. Pentru variabila n, se solicită utilizatorului, printr-un mesaj corespunzător, introducerea de la tastatura unei valori naturale. Se memorează pe rând în variabilele d, c, b și a cifrele numărului n, pornind de la ultima sa cifră. Instrucțiunea n%10 identifică ultima cifră a valorii curente a variabilei n, iar instrucțiunea n egal cu n/10 elimină din n ultima sa cifră. Pentru fiecare cifră identificată, se verifică dacă este una pară, caz în care se modifică valoarea variabilei s, iar dacă cifra respectivă este una impară, aceasta va modifica valoarea variabilei p. La finalul algoritmului, cu ajutorul instrucțiunii print, se vor afișa valorile variabilelor s și p, precedate fiecare de mesaj informativ. La execuția programului, dacă de la tastatură se citește valoarea 5234, atunci valorile afișate pentru suma cifrelor pare, respectiv produsul celor impare, sunt 6, respectiv 15. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python, care citește de la tastatură un număr natural n care are exact 5 cifre și afișează pe ecran numărul de cifre pare și numărul de cifre impare corespunzătoare lui n. De exemplu, dacă valoarea citită în variabila n este 16235, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se vor afișa valorile 2 și 3. Numărul 16235 va conține două cifre pare, adică 2 și 6, respectiv 3 cifre impare, acestea fiind 1, 3 și 5. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți construi algoritme elementari care combină structurile secvențiale și alternative în scopul rezolvării unor probleme.